Dacă în plimbările voastre prin natură găsiți așa ceva, niște tulpini cu aspect mai degrabă de ciupercuțe, să știți că sunteți foarte norocoși. Ați dat peste o plantă extraordinar de utilă pentru grădinile noastre. Este prima formă de manifestare a plantei numite Echisetum arvense sau, mai pe românește, coada calului. Acestea sunt tulpinile fertile. Da? Au aici în vârf această măciulie cu flori. Concomitent sau ceva mai târziu apar și tulpinile sterile. Tulpini care au culoarea verde și au frunze sub formă de ace dispuse razant din loc în loc pe fiecare segment câte un rând de ace. Așa arată coada calului. Nu este greu să o recunoaștem, aproape că aș spune, nu avem nevoie de nicio aplicație. Și unde putem să ne plimbăm noi ca să găsim coada calului? De exemplu, pe marginea drumului, pe șanțuri, pe marginea lacurilor, pe drumurile forestiere, prin pădure, prin locuri umede în general, dar și pe terasamentele căilor ferate, pe marginea câmpurilor sau chiar și ca buruiană uneori în culturi. Prin iulie, august, septembrie ar fi momentul ideal să culegem această plantă, să o folosim atunci în formă verde sau să o uscăm și să o ținem bine depozitată într-un loc aerisit și uscat pentru a putea să o folosim și primăvara de vreme și tot anul, începând de la răsaduri, dar și la toate plantele din grădină, inclusiv la pomi, la arbuși fructiferi și la legume bineînțeles. Tulpinile fertile maronii apar prin martie-aprilie și apoi ușor-ușor dispar, lăsând locul celor verzi, cele care de fapt ne interesează pe noi. Prin iulie sunt gata de cules, au acumulate toate substanțele de care se vor bucura plantele din grădina noastră. Dacă nu ați auzit de coada calului, poate o cunoașteți sub altă denumire populară, cum ar fi părul porcului, barba sasului, barba ursului, brădișor, coada iepei, în funcție de zona în care vă aflați. Iar dacă nu aveți nici cum prin preajmă și nu o găsiți, o puteți cumpăra de la farmacie sub formă de plantă pentru ceai. Dar cum ajută coada calului plantele din grădina noastră? Datorită acidului silicic, pe care îl conține coada calului, Soluțiile pe care le preparăm cu ajutorul ei stimulează mecanismul natural de apărare al plantelor. Îmbunătățesc structura frunzelor, le întăresc și cresc astfel rezistența plantelor la boli și la atacul insectelor. Despre ce boli e vorba? Mana la roșii și vița de vie, făinarea, alternarioza la legume rapănul, făinarea, bășicarea frunzelor la pomii fructiferi. De asemenea, oferă o bună protecție și căpșunilor la putregai. Practic ne ajută la toate plantele pe care le avem în grădină. Preparatele pe care le facem din coada calului mai conțin și alte elemente, săruri minerale și acizi organici care ajută plantele să se dezvolte. Vă voi prezenta astăzi două rețete, un decoct și un macerat de coada calului. Pentru decoct avem nevoie de 1 kg de plantă proaspătă sau 200 de grame de plantă uscată și de 10 litri de apă, de preferat apă de ploaie sau apă mai puțin calcaroasă sau chiar apă de la rețea pe care o lăsăm de pe o zi pe alta și mai agităm din când în când ca să eliminăm din clor. Punem planta în apă într-un vas de plastic, de exemplu o găleată. Punem peste ea un capac sau o greutate care să o țină bine umectată și o lăsăm așa 24 de ore. După care o fierbem la foc mic timp de 30 de minute din momentul în care a început să fiarbă. Se oprește focul și se mai lasă încă 12 ore și soluția e gata. Am extras tot ce se putea. Dacă începem seara asta, de exemplu, nu mâine, Poi, mâine dimineață, totul e gata. Și acum, cum putem folosi decoctul de coada calului, că tot îl avem făcut? Se face o diluție cu apă de ploaie în proporție de 1 la 5, adică o parte de decoct, 5 părți de apă. Stropim cu această soluție o dată la două săptămâni, începând din faza de răsad, așa cum v-am mai povestit și altă dată. Și continuând cu plantele în grădină, putem să stropim toate plantele din grădină la 2-3 săptămâni pentru a preveni problemele fungice care ar putea să apară. Dacă simțim că s-a instalat o boală fungică, putem să micșorăm diluția, să facem 1 la 3 sau chiar și 1 la 1 pentru a lupta cu acești fungi patogeni. Ce mai putem face cu această soluție este să stropim solul. Stropim solul înainte de plantarea răsadurilor sau înainte de semănat. Putem să stropim și în momentul în care stropim plantele de-a lungul verii, să dăm și pe sol în jurul lor și de asemenea și toamna, târziu după ce am eliberat pământul de plantele cultivate. Resturile plantelor de la decoct sau de la macerat se pot pune la compost sau se pot împrăștia prin grădină peste stratul de mulci. Pentru macerat trebuie să folosim planta verde sau planta uscată. Un kilogram de plantă verde, eventual tocată, sau 200 de grame de plantă uscată la 10 litri de apă. Tot așa, apă de ploaie sau apă din care am scos clorul. Într-o găleată de plastic sau într-un butoi și lăsăm două sau 3 săptămâni amestecând în fiecare zi ca să aerisim puțin această compoziție în funcție de vreme, până când nu mai ies bule din soluția pe care o facem. O strecurăm, o punem în bidoane, dacă avem mai multă, și o ținem la rece. Și o folosim timp de câteva luni. Putem să facem stropiri preventive, o dată la două săptămâni, pe toate plantele din grădină. Este o protecție antifungică. Și până la urmă, fiind frunza mai dură, este și o protecție la înțepăturile insectelor. Diluția pe care o facem la macerat este de 1 la 10, adică o parte de macerat de coada calului și 10 părți de apă. Putem să stropim o la două săptămâni cu rol de protecție antifungică. Stropirile se efectuează de preferat dimineața, după ce am udat plantele, ca să nu fie deshidratate. Folosind în grădină preparatele cu coada calului, limităm numărul de tratamente care se fac de obicei cu zeamă bordeleză sau cu alte produse cuprice de protecție antifungică și reducem astfel și nivelul rezidurilor toxice din culturile noastre. Decoctul de coada calului este doar unul dintre tratamentele pe care le fac căpșunilor. Vă las aici și în descriere și în primul comentariu toate lucrările pe care le facem noi căpșunilor de-a lungul unui an întreg. Și puteți să vedeți cu ocazia asta și cum arată căpșunii tratați de noi în felul acesta. Până data viitoare vă doresc sănătate, pe mai bună decât toate.